La finalul săptămânii trecute a intrat în vigoare noul regulament privind protecția datelor, pe scurt GDPR. Teoretic, noua lege ar trebui să ne facă să ne simțim mai în siguranță atunci când vine vorba despre protecția datelor pe care le oferim instituțiilor publice sau private din România sau datele pe care, în calitate de cetățeni europeni, le distribuim în mediul online. Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului, toată politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale trebuie să fie scrisă extrem de clar. Tăcerea nu mai reprezintă consimțământ. Practic, fiecare companie care prelucrează sau gestionează date cu caracter personal, fie ea publică sau privată, trebuie să pună la dispoziția persoanelor cu care intră în contact politica de confidențialitate și să le poată explica oamenilor, pe înțelesul lor, care sunt principalele modificări și ce presupun ele. Am vrut să vedem cum s-au pregătit instituțiile din Cluj-Napoca pentru această modificare legislativă, așa că am mers cu camera ascunsă prin câteva instituții de stat și private să aflăm cât de pregătiți sunt angajații. ANAF Cluj-Napoca, una dintre instituțiile de stat care gestionează un volum semnificativ de date personale. Ce urmează pare rupt din romanele lui Kafka și nu mai are nevoie de niciun fel de comentariu. Bună ziua! De astăzi se schimbă datele cu caracter personal, am înțeles, da? Datele cu caracter personal se schimbă de astăzi. Reglementările. Da, deci camera 6. Mulțumesc. Plini de speranță, pornim spre biroul la care suntem îndrumați, însă odată ajunși acolo, dăm peste două funcționare care habar n-au despre ce vorbim. Deci, de astăzi s-au schimbat datele cu caracter personal și ți-a intrat în vigoare legislația asta europeană și aș dori să știu în ce relație sunt cu ANAF-ul în chestiunea asta, pentru că am cont și n-am primit nicio notificare. Am primit de la bănci, am primit de la... Pentru ce s-a primit notificarea? Care este relația de acum înainte între mine și ANAF din punctul ăsta de vedere al datelor personale? Adică ce date colectați, dacă pot opta să nu mai colectați date despre mine sau nu? Angajatele se uită mirate unele la altele, surprinse de o astfel de întrebare. Legea asta europeană, datele personale, prelucrarea datelor cu caracter personal. Da. Și domnul vrea să știe în ce relație e cu ANAF-ul. Adică în ce relație sunt? Ce date îi prelucrăm sau noi? Da, pentru că am primit notificare de la toate instituțiile, banca cu care sunt, toate unde am conturi online. Și mi-au spus, uitați care sunt drepturile dumneavoastră de acum înainte, uitați, ăsta este un nou acord. La ei nu e cazul, ne spune funcționarul ANAF. Fiind o instituție publică ce procesează zilnic sute, dacă nu mii de cereri pe care sunt trecute datele personale ale fiecărui contribuabil din județul Cluj și nu numai, funcționarului îi se pare că noua legislație nu li se aplică și lor, bugetarilor. Da, dar și noastră prelucrați datele mele personale, că am cont online la ANAF, cum să nu... Cont la ANAF? Da, aveți? Da, cont de plăți online, a impozitelor, a tot. Aveți datele mele personale și doresc să știu conform acestor nouă... Nu scrie asta, cu spațiu virtual, nu scrie nimic despre... Când acum... ați completat, deci acolo vi s-a spus și ați bifat anumite căsuțe. Da, asta era acum un an, doi. Declarația 212 acum? Nu. Deci eu ce vă spun este că acum un an, doi... Mi-am creat cont online la ANAF și în vederea noilor modificări care au intrat în vigoare de astăzi la nivel european, vreau să știu ce date colectați de la persoana mea, ce acorduri vă dau, ce acorduri pot să-mi retrag și așa mai departe. Pentru că s-a schimbat foarte multe chestii. Da, dar uitați, am fost astăzi la bancă și la bancă s-a rezolvat în 3 minute. Au intrat, au văzut, mi-au spus, uitați ce drepturi sunt, ce vă puteți retrage, ce nu, semnați aici și la revedere. Adică de ce nu pot face același lucru și cu ANAF-ul? Sau cu instituțiile statului? Pentru că e altfel de relație. Cu ei aveți o relație contractuală. S-a rezolvat. Nu se poate.
Oricum, și dacă dorim informații, doar cu cerere scrisă putem obține un răspuns clar. Un răspuns ce pare mai mult o scuză inventată pe loc pentru lipsa crasă de informare și amatorismul ce duhnește de la o poștă în multe din instituțiile statului român. Nici după insistențe lungi și explicații în care încercăm să-i facem pe funcționari să înțeleagă că nu noi ca cetățeni trebuie să facem cereri, ci ei ca instituții trebuie să ne contacteze, cele două angajate nu cedează și nu se lasă înduplecate. Mai mult, le-am explicat că la instituțiile private unde am fost, aceeași cerere s-a rezolvat pe loc, însă nici acest argument n-a ținut în fața datului cu părerea. Într-un final, ca să scape de noi, suntem trimiși la un șef mai mare. Și instituțiile de stat și private sunt afectate de noile modificări. Și eu vreau să știu de la ANAF în ce relație suntem... Sunteți contribuabil, nu sunteți un client al nostru, așa cum sunteți în cazul băncii. Am înțeles, înțeleg distinția, dar și dumneavoastră colectați date cu caracter personal, nu? Deci asta, unde ar trebui să mai apă, să spun? Eu zic că să mergeți sus atunci, la colegii de la șefa de birou, șefa mea de birou, da? Ori șefa de la direcția generală. Deci aici, pe stările pe care ați venit, da? Urcați la etajul 2, și chiar în capul scărilor este o ușă. Din nou pe drumuri spre alt birou. Ceea ce în mod normal ar fi trebuit să se rezolve în câteva minute, la ANAF Cluj-Napoca poate dura chiar și câteva ore bune. Ore în care cetățenii au de așteptat pe la ușile funcționarilor habarniști, care își dau cu părerea în necunoștință de cauză și, când nu mai știu pe unde să își scoată cămașa, te expediază la un alt birou, probabil în speranța că oamenii se dau bătuți și renunță. M-am trimis la camera 6 aici. Le explicăm din nou pentru ce am venit, doar ca să ne lovim de aceleași priviri nedumerite și un răspuns pe măsură. Deci n-ați primit încă precizări? Da, și atunci o să mergem. Păi și unde mă pot adresa dacă... Da, dar nu e aici acum, că de astăzi numai. Era să meargă viața să caute, să... Să vin de luni? Da. Dacă nu, mai bine veniți marți. În ziua în care toată Uniunea Europeană a intrat în priză și s-a dat peste cap să le explice cetățenilor ce e cu GDPR-ul, undeva la marginea Europei, în Cluj, angajatul responsabil cu aceste probleme pentru ANAF, una din instituțiile cheie ale statului român, e de negăsit în instituție. Dacă aveți impresia că doar la ANAF lucrurile stau dezastruos, vă amăgiți! În episodul de mâine veți mai vedea câteva exemple de incompetență și neputință din partea statului, dar și o mostră de seriozitate din partea antreprenorilor și managerilor români.